Dumnezeu să fie binecuvântat pentru cuvântul pe care l-am primit în această seară, prin cântările aduse și prin îndemnurile rostite, și pentru acela pe care l-am simțit în inimile noastre în timp ce ne-am rugat. Fie ca Dumnezeu mai departe, prin ce vom citi și vom rosti, să continue să ne vorbească. E potrivit să deschidem cuvântul și să citim este cuvântul scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, de la versetul 19, vom citi până la versetul 31. Vă invit cu respect să ne ridicăm. Să citim cuvântul. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac umit lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și la un îngropat pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcurească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, Aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci brați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avrame a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să vă reașezați. <coughs> în seara aceasta mă bucur să ne putem reîntâlni casa de rugăciune cu mulți dintre dumneavoastră. Ne-am văzut și aseară în locul acesta, ne-am bucurat de părtășie, ne-am bucurat de cuvântul pe care ne-l a dăruit Dumnezeu și în această seară ne dorim să se întâmple tot așa. Aseară am cercetat cuvântul lui Dumnezeu cu privire la bucuria iertării păcatelor și am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că iertarea păcatelor este darul lui Dumnezeu care este făcut nouă oamenilor pe baza jertfei Domnului Isus, care s-a dus pe sine pentru ispășirea păcatelor noastre, pe baza mijlocirii Domnului nostru Isus ca mare al nostru preot, în urma pocăinței, consumată prin toarcere la Dumnezeu, prin mărturisire de păcate și în urma trăirii în dragoste, în pace, împărțind cu cei din jurul nostru iertarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Ne dorim ca Duhul Dumnezeu să așeze peste noi credință și cuvântul acela, privire la iertarea păcatelor, să rodească, să rodească în viețile noastre. În seara aceasta avem în atenția noastră o altă temă, care se încadrează în această căutare răspunsul la întrebarea de ce trebuie să fiu creștin, care este rațiunea, ce câștig dacă urmez pe Isus, ce câștig dacă sunt creștin, care e folosul venirii la Biserică, citirii Scripturii, întoarcerii la Dumnezeu, a trăirii unei vieți cu Evlavie. Vom vorbi în seara aceasta despre lumea de dincolo. După cum cunoaștem din Sfânta Scriptură, Dumnezeu este ziditorul cerului și al pământului, Dumnezeu a făcut cele văzute și cele nevăzute, El ține în ființă toate. Dumnezeu Creator a împărțit cele create în două mari categorii. O parte a lor sunt cunoscute de noi ca fiind lumea aceasta, lumea în care ne-am ne născut și în care trăim, este dimensiunea pământească a existenței noastre este lumea materială, lumea aceasta în care viețuim cu dealuri și cu văi, cu ape și cu munți, cu oameni și cu animale, cu vegetație, cu toate cele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Dincolo de hotarul lumii prezente, a lumii fizice în care trăim, mai există o altă lume, este lumea spirituală este lumea lui Dumnezeu, lumea în care locuiește Dumnezeu, lumea îngerilor, este dimensiunea spirituală a existenței, este lumea în care se găsește locul pe care îl pregătește Dumnezeu pentru cei mântuiți și de asemenea un loc grozav, un loc pregătit pentru cei care vor fi alungați de la fața lui Dumnezeu și vor pieri în focul ghenei. Două lumi, lumea în care ne găsim acum și lumea de dincolo. Viața de credință, viața trăită împreună cu Isus Hristos, comportă binecuvântări pentru omul credincios, atât în lumea aceasta în care trăim acum, cât și în cea viitoare. Cuvântul biblic pe care l-am citit ne vorbește mai cu seamă despre ce se întâmplă după ce omul moare, după ce omul pleacă din această viață. Ne frământă întrebarea aceasta: oare dincolo de lumea în care noi trăim, de lumea aceasta, mai există ceva? Înainte de a intra în detaliile cuvântului pe care l-am citit, vă rog frumos să vă imaginați că lumea în care noi trăim acum ar fi asemenea unei încăperi, asemenea unei case. Imaginați-vă o casă care ar avea patru pereți deasupra, tavan, jos. Podia, și de jur în prejur n-ar fi nicio fereastră și nicio ușă. Doar patru pereți, tavan și podia. În interior, niciun corp de iluminat. Întunerii, bestă. În încăperea aceasta, imaginați-vă că ne-am născut și că încăperea aceasta ar fi, de fapt, lumea în care trăim acum. O lume asemenea unei case cu patru pereți, cu tavan și cu podea, fără bec, fără ferestre și fără uși. Întuneric bestă. La un moment dat, cineva ar putea să ridice întrebarea. Oare dincolo de zid mai este ceva? Sau totul e aici, între cele patru ziduri? Oare mai e ceva dincolo? Ca răspuns la această întrebare, unii au zis, dincolo de zid, nu mai este nimic. Acesta a fost răspunsul dat de atei. Totul se rezumă la lumea în care trăim. Prin urmare, să luăm din ea câte folosi putem, să ne bucurăm cât ne putem bucura, să mâncăm și să bem până mai putem, că mâine vom muri și după ce murim, nu mai e nimic. Acesta a fost răspunsul dat de atei. A fost negată existența lui Dumnezeu, a fost negată nemurirea sufletului, a fost negată viața veșnică, a fost negată împărăția lui Dumnezeu, a fost negată lumea de dincolo, a fost negat raiul, a fost negat iadul, totul a fost redus la acești puțini ani de viață pe care îi trăim pe pământ. Într-o zi însă, s-a întâmplat că cineva care, mai înainte să fie în lumea noastră, era în lumea de dincolo, a venit în lumea noastră. Se zice că nimeni n-a venit de dincolo la noi ca să ne spună cum e. Această afirmație este falsă. Cineva, totuși, a venit. Cineva care, mai înainte să fie în lumea noastră, mai înainte era în lumea de dincolo, a venit la noi. Și acela care a venit în lumea noastră mai înainte de a fi în ea este Domnul Isus. Scriptura spune că Domnul Isus este fiul veșnic al lui Dumnezeu și înainte ca să se întrupeze, el era în lumea cerească, în lumea de dincolo. El s-a întrupat, s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Imaginați-vă că la un moment dat s-a dus la perete și a făcut în el o deschizătură. Și acolo a pus o fereastră. Și apoi încă o fereastră, și apoi încă o fereastră, și prin ferestrele acestea a făcut să vină din lumea de dincolo lumina, revelația în lumea noastră. În fapt, lucrarea sa de misiune, lucrarea sa de propovăduire, lucrarea sa de mântuire reprezintă aceste ferestre spre cealaltă lume. Așa cunoaștem despre Dumnezeu și despre ce se va întâmpla dincolo de pragul mormântului. Pasajul biblic pe care l-am citit reprezintă asemenea ferestre. O să intitulăm mesajul acestei seri, Ferestre spre lumea de dincolo. Păchem să ne uităm la acest text biblic și să-l urmărim cu atenție, Imaginându-ne că am fi între ascultătorii Domnului Isus care l-au auzit pe Domnul Isus rostind acest cuvânt. Încercați, prin credință, să călătoriți în imaginația dumneavoastră până în ziua aceea și să auziți aceste cuvinte ca și cum le-ar fi rostit Domnul Isus atunci. Mântuitorul, după cum vom observa, începe de la lucruri care ne sunt cunoscute. Intenția lui este să ne vorbească despre ceea ce nu știm, să ne descopere răspunsuri la întrebări grele, să ne reveleze taine ascunse. Ne va duce acolo, însă, după cum veți observa, începe de la ceea ce știm bine, de la ceea ce ne este accesibil. El construiește un lanț al Revelației despre lumea de dincolo și pune verigă după verigă îți pune în mână prima verigă pe care o știi bine. După ea agață încă una și apoi încă una și tot ducându-te de la una la alta, afli ce n-ai știut de când ești pe lume. Și așa vine revelația. E ca o scară, prima treaptă ți -e sub ochi, o știi, ai mai călcat pe ea, ai văzut și pe alții călcând pe ea, ești invitat să sui. Și încet, încet afli și ce n-ai văzut și n-ai știut niciodată. Așa pornește Domnul Iisus în acest cuvânt. Haideți să vedem cum. Versetul 19. Intenția, notați vă rog, intenția Domnului Iisus este să răspundă la întrebarea ce se întâmplă după ce omul moare. Și în context este întrebarea, merită oare să trăiești în pocăință sau e pierdere de vreme? Merită oare să trăiești cu frică de Dumnezeu Face sens să trăiești evlavios pe pământ? Are rost să te înfrânezi? Are rost să te ferești de păcat? Are rost să te închini lui Dumnezeu? Are rost să alegi calea pocăinței? Sau e pierdere de vreme? Și întrebarea asta e pe fond. Cu astea două în minte, ce se întâmplă după ce mor și ce legătură are viața de, pământ, de pe pământ cu cea de după mormânt, să ne uităm la ce a spus Isus. Iată cum începe. Era un om bogat care se îmbrăca în in, subțire, în porfiră și ducea în fiecare zi o viață plină de strălucire și de veselie. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Până aici, Domnul Isus nu spune nimic nou despre lumea de dincolo, dar pornește de la ceva știut de toți. Domnul Isus surprinde cum e viața pe pământ, cum e rânduită societatea omenească. Dacă ar fi să rezumăm la mai puține cuvinte aceste versete citite, am putea spune așa. În viața de pe pământ, oamenii sunt împărțiți în două grupuri. Unii sunt bogați și alții sunt săraci. De aici se portește. Unii oameni au parte de o viață liniștită și fericită și alții au parte de o viață de suferință și de lipsuri și de greutăți. Iisus pornește surprinzând, pornește în a ne vorbi despre lumea de dincolo, surprinzând realitatea lumii de pe pământ, viața de pe pământ. E vorba aici de un om bogat care se bucură de bogăția lui, duce o viață plină de veselie și de strălucire. E surprinsă și lipsa de sensibilitate față de cel găsit în suferință. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar. Cel ce suferă trăiește în proximitate, în apropierea celui ce se bucură. Cărările oamenilor se intersectează, sunt vecini. Pentru unul i bine, pentru altul i rău și împart aceeași localitate. Pot fi vecini. Nici nu știi ce e în casa de peste drum. Nici nu știi ce se întâmplă dincolo de peretele apartamentului tău. Ție ți bine, celuilalt i rău. Sau ție ți rău și celălalt e fericit. Unul are nuntă, altul mormântare. Așa e viața. Cu bune și cu rele. Săracul numit Lazar, era bolnav, probabil că sărăcia se explică prin boala lui, ne fiind neputând munci din cauza suferinței, repede, starea lui materială s-a degradat, a ajuns până acolo încât își dorea să mănânce firimiturile care cădeau de la masa celui bogat. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Iată viața! Realități care se întâmplă aproape zilnic, în fiecare comunitate, în sate, în orașe, între vecinii noștri. Acum, dacă ar fi să ne întrebăm pe noi înșine din care categorie facem parte, sigur că ne putem numi bogați sau săraci. Dacă e să ne comparăm cu alți oameni de pe altă parte sau din alt loc din lume, cu toții suntem săraci. Dacă să ne comparăm cu cei care locuiesc în țări sărace, cum ar fi în Africa și în alte părți ale lumii, constatăm repede că toți suntem bogați. Depinde și cu cine te compari. Acum, pe de altă parte, calitatea vieții nu depinde de câți bani ai. Că sunt oameni care au bani, dar calitatea vieții lor lasă foarte mult de dorit. Sunt atât de nefericiți, deși nu le lipsesc resursele, încât ajung să se sinucide. Deci, până la urmă, semnificația în viață nu depinde de câtă avere ai. Poți să fii lipsit și să ai inima mulțumită și să fii fericit cu Dumnezeu viața de zi cu zi. Ceea ce e de observat în acest text biblic, E că Mântuitorul nostru, cu gândul ne-a nevorbit despre lumea de dincolo, pornește surprinzând cum e viața de pe pământ. O viață cu de toate, cu bune și cu rele. Era un, un om bogat și era un sărac. Pe fond există și un fel de reproș, chiar dacă nu este bine definit. Acest bogat trăiește cu lipsă de sensibilitate față de suferința acelui sărac. Își dorea să, săracul să mănânce și firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Ce se întâmpla? Uh, Imaginați-vă că atunci, în vechime, când făceau câte o sărbătoare, câte un banchet, câte un ospății din acesta, se adunau în casă, era la mijloc pusă o masă, nu cum avem noi acum mese din acestea și stăm pe scaune așezat în jurul, în jurul mesei, și era o masă mai micuță, cam atât așa de la pământ, oamenii stăteau roată în jurul ei, sprijinindu-se pe cotul stâng sau drept, cum au fi fost dreptat sau stângaci, și cu mână, cu mâna liberă întindeau și luau de pe masă și mâncau. Luau bucata aceea de pâine, așa, de dospită, cocă, și rupeau o bucată și apoi o muiau în ce era pe masă sau mușcau din ea și ce rămânea în mână se arunca o masă. Rupea o bucată, mușcai din ea și ce rămânea arunca și -o masă. Ale erau firimiturile, porția celor nefericiți. După ce se încheia banchetul, resturile acelea erau adunate și duse celor ca lazăr. Zecând la ușa acelui bogat, simțea că vin musafirii și se gândea că se încheie petrecerea și primește și el ceva ascultătorii lui Isus au cugetat la aceste lucruri și instinctul fiecăruia a spus, nu drept. Dar asta e viața. Asta a fost prima verigă. Pe pământ trăim într-o lume în care cei buni și cei răi formează o societate, lume în care este multă nedreptate și multă suferință. Și cu asta se trece la fereastra a doua, E surprinzătoare. Cu vremea, săracul a murit. A murit și bogatul. Observați următorul pas. Pe pământ, bogat și săraci, fereastra a doua, moare și cel sărac, moare și cel bogat. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Un verset foarte scurt, versetul 22, care surprinde realitatea dură, implacabilă a existenței umane. Mai devreme sau mai târziu, cu vremea, de vreme sau mai târziu, și cel bogat, și cel sărac va muri. Zilele pe pământ ale omului sunt numărate. Nimeni nu trăiește pe pământ în viac. Existența pământească este trecătoare. Săracul a murit. A murit și bogatul. Bogăția nu l-a ajutat să-și lungească zilele. Adevărul e că în viața de pe pământ ne confruntăm cu această realitate nedorită, dar realitate, și anume moartea biologică. Nu putem fugi de ea, nu putem ocoli. Și nu știi când vine, ca aici e semnificația. Știi că vine, dar nu știi când vine. Și ce e ciudat este că sunt oameni care și-o doresc și nu mai vine, și alții o alungă și nu pot. Mor oameni bătrâni și mor oameni tineri. Mor și copii chiar. Mor bărbați, mor femei și dacă tragi linie, socotind statistic, în final mor toți. În urmă cu 500 de ani erau mulți oameni pe fața Pământului. În Viena sunt case mai vechi de 500 de ani. Nu-i niciunul de pe vremea aceea. Au murit toți. Și peste ani și ani, Domnul știe câți, niciunul dintre noi nu o să mai fie în această lume. Ține minte, și tu o să mori. Oricât de puternic te crezi, oricât de îndepărtată ți se pare întâlnirea cu moartea, va veni într-o zi și la tine. Va veni ceasul când și în dreptul tău se va spune Lau îngropat. L-au îngropat. Există o legendă arabă foarte semnificativă. Legendă care surprinde faptul că moartea este inevitabilă. Legenda aceasta spune că într-o zi, un stăpân, un satrap, a trimis omului de încredere la piață, în Bagdad, acolo locuiau, cu treburi. Credincios, slujitorul stăpânului, s-a dus la piață să îndeplinească poruncile primite. Acolo, printre oameni, căutând să facă ce i s-a cerut, legenda spune că a dat față în față cu moartea. S-a speriat foarte tare moartea ar fi făcut către el un gest de amenințare. Speriat, a dat cale întoarsă și într-un suplet a ajuns la stăpânul lui. Când stăpânul a văzut, s-a uitat la el mirat și a zis, ai și făcut ce ți-am spus? La care slujitorul i-a zis, stăpâne, n-am făcut mai nimic. E pentru prima dată când vin cu treburi nefăcute, dar s-a întâmplat ceva cu totul nou și înfricoșător m-am întâlnit cu moartea. S-a uitat la mine și m-a amenințat. Am fugit să mă ascund. Te rog frumos, dă-mi un cal. Am de gând să fug departe și să mă ascund în cetatea vecină Samara, să scap. Stăpânul lui s-a făcut milă, i-a dat calul cerut și sluga s-a dus să se ascundă. Legenda spune că în după masa zilei, stăpânul s-a dus și el la piață. Și acolo, prin mulțime, a văzut moartea. Și cum numai în legende se poate, stăpânul și o luat îndrăzneală, s-a dus la moarte și-a -o luat-o la rost. A întrebat-o: De ce mi-ai speriat slujitorul? Ai făcut către el gest amenințător, la care moartea i-ar fi zis: Nici de cum. N-a fost gest de amenințare. Din potrivă, gest de mare mirare. Că nu puteam pricepe și tare mirată am fost să-l văd dimineață la Bagdad, când pe seară am cu el o întâlnire în Samara. Și așa se încheie leget. Nu poți fugi de ea. Și de fugi de ea, în brațele ei te duci. Când ți-i rostit rândui de Dumnezeu să te duci. Acum, trebuie să spunem că moartea nu-i stăpână peste viața noastră. Asta e o personificare. Stăpânul e Dumnezeu. El pune hotare vieții. Cheile morții, a locuinței morților sunt în mâna lui Isus. El dispune, el decide cât trăiești și când se încheie. Revin bogat și săraci, moare și bogatul, moare și săracul. Asta a fost fereastra 1 și 2. Fereastra a treia. După moartea trupului, sufletul omului continuă să fie viu. Asta a fost noutatea. Se știa și dinainte că cei care mor, sufletele continuă să fie vii. Se știa că va fi o înviere, se știa că este nemurire, se știa de slava lui Dumnezeu. Se știa de împărăția viitoare a lui Dumnezeu, de acea cetate veșnică, se știa. Speranța în lumea de dincolo e știută încă din profeții Vechiului Testament, dar Isus o spune într-un fel cu totul nou, După ce moare, săracul continuă să fie viu. Zice scriptura că a fost dus de înger în sânul lui Avram și acolo era mângâiat, acolo era fericit, acolo era răsplătit, acolo se bucura de odihnă. Vorba lui Avram. Acum aici el este mângâiat. E în viață. Realizăm că a murit doar corpul. Că sufletul a ieșit din corp, cum a ieșit șoferul dintr-o mașină. Mașina rămâne acolo împietrită, cu frâna pusă, nu se mai mișcă, motorul e oprit, gata. E nu mișc ruginește acolo. Dar șoferul s-a dus în drumul lui. Comparația aceasta are limitările ei, nu-i chiar așa. <laughs> separarea, dar e o comparație care ne poate ajuta să vizualizăm un pic cum stau lucrurile. Apostolul Petru face o comparație mult mai grăitoare. El zice că sufletul omului este ca locuitorul unei case. Și casa e trupul și locatarul e sufletul. Vine ziua când se strică locuința, vine vântul, ia acoperișul, duce pereți într-o parte, și tu ca locuitor te să-ți cauți altă de post. Când se desface casa pământească trup, imaginea asta e biblică și e foarte frumoasă. Toți avem o casă în care stăm, un apartament unde locuim, unde ai dormit azi noapte, unde se dorm la noapte. Ei, revenim. După ce, aici e, după ce moare corpul, sufletul continuă să fie viu. Trăiește. Nu doar acelui credincios, ci și a celui necredincios. A murit bogatul și l-a îngropat. Și au zis cum continuă, versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și-a văzut departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și-a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine. Deci vă rog să notați, sufletul există într-o stare conștientă. Bogatul realizează că este în locuința morților, că este în chinuri. Conștientizează starea, condiția în care se găsește. De acolo își ridică privirile în sus și îl vede pe Avram, vede și cei de dincolo. A văzut pe Lazar în sânul lui, o putu vorbi, ai milă de mine. Își dă seama că este nefericit, că e în suferință. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Trimite pe Lazar, cu un strop de apă pe buzele mele să pună, să-mi stâmpere în cazul acesta. Are memoria vieții de pe pământ. Am acasă cinci frați. Să se ducă Lazar la ei să le spună. Știe cum trăiesc fații pe frații lui pe pământ. Nu-ți Să le zică ce e aici, să se pocăiască. Că dacă nu se pocăiesc, o să vină și ei aici. Deci observați-vă, rog, mulțimea de trăirii Surprinse de Isus, la Sufletul a cărui trup a murit. Și care în lume de dincolo continuă să existe într-o stare conștientă. Mai avem multe alte texte care ne vorbesc despre această existență în stare conștientă a Sufletului separat de trup înainte să aibă loc învierea. V-aș aduce aminte doar de un text. Vă amintiți când s-a schimbat Iisus Hristos la față? Că pe muntele schimbării la față, pe muntele Tabor, s-au înfățișat doi bărbați din vechime. Unul dintre ei era Moise și celălalt era Ilie. Nu putem accepta sub nicio formă interpretarea simbolică propusă de liberali, care ar zice că acolo este un simbol, că este legea și prorocii, că s-a arătat o Biblie mare pe veste. E ceva real la mijloc. Cei doi bărbați, Moise și Ilie, s-au arătat și au vorbit cu Isus și martorii acelor văzute întâmplate a fost, au fost cei trei discipole lui Isus: Petru, Iacob și Ioan, care ne-au spus ce s-a întâmplat. Acum, care e legătura cu viața de după moarte? Ilie n-a gustat moartea biologică. A fost luat înainte să moară și dus la cer, răpit. În schimb, Moise a murit. Corpul lui a rămas pe pământ, a fost îngropat. Dar uite că și sufletul lui Moise și sufletul lui Ilie sunt la fel de vii și vorbesc între ei. E o dovadă. Sigur că sunt mult mai multe și nu e vreme să le investigăm pe toate. Esența este următoare. După moarte, sufletul continuă să fie viu. Și o mă dăm voi să spun o întrebare. Aici pe pământ știi ce -i. Condiția ți-o cunoști. Dar imaginează-ți că ai muri în această noapte. Unde se va duce sufletul tău? Imaginează-ți că n-ai apucat să ajungi până acasă, că se întâmplă să-ți cheme Dumnezeu sufletul. Moartea este inevitabilă. Pe o cruce într-un cimitir am găsit scris așa, Ioane și de scria prezent. Când o să zică Dumnezeu numele tău, făcând chemarea la moarte, știi cum te duci? Nici n-ai răgat să ți-ai rămas bun de la cei dragi. Pe loc te duci. Rămâne în urmă toată viața de pe pământ, mori și după ce corpul tău moare, supletul e de separat de trup, supletul tău care trăiește în viac se va duce în lume de dincolo. E viu. Unde o să meargă? Isus ne spune unde ar putea merge. El ne spune că în lumea de dincolo sunt două locuri, două tărâmuri două țări dacă am vrea așa să ne exprimăm. E un loc binecuvântat, un loc pregătit pentru cei buni, pentru cei credincioși, pentru oamenii care urmează lui Isus și un loc de chin, de osândă și de pedeapsă. Primul loc, îl cunoaștem în deopsep, sunt numele de Raiul lui Dumnezeu și celălalt, îl cunoaștem, sunt numele de Iad sau Iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Isus ne spune că, și asta este fereastra a patra, dincolo de hotarul acestei lumi, sunt două locuri: rai și iad. Două locuri. Ne mai spune că sufletul, când iese din trup, se duce în unul dintre aceste două locuri. Să nu ne imaginăm lumea de dincolo ca fiind o gară. Așa și-au închipuit unii oameni, că dincolo, prima dată este un fel de sală de așteptare, o gară sau un aeroport, și acolo pe tablou scrie în ce parte avioane, cum, trenuri, și tu hotărăști unde te duci. Te mai ajută și rugăciunile de acasă, binefacerile bisericii, a familiei, rugăciunile preotului, te mai ajută și faptele sfinților de dinainte și câte altele. Așa că stai cu minte. Cărțile, deciziile se iau după ce mori. Nu. Isus surprinde această realitate. În lumea de dincolo, două locuri, rai și iad. În rai este liniște, este pace, este binecuvântare, este fericire. Sunt lucruri pe care imaginația oamenilor nu pot pricepe, concepe. Atât e de frumos. Și pace, și răsplătire cu Dumnezeu. Îngăduiți-mi o ilustrație sugestivă care arată cam cum e raiul. Găsesc în Biblie două tendințe, două abordări, nu tendințe, două abordări. Prima, prima abordare este reprezentată de acele eforturi pe care le găsim în Cuvânt. De a ne se explica prin comparații, prin tot felul de imagini, ce a pregătit Dumnezeu pentru cei mântuiți. Limbajul omenesc este folosit, avem descrieri, mai ales în Cartea Apocalipsa, ce e acolo, slava viitoare care așteaptă pe copiii lui Dumnezeu. După ce este făcut acest efort, partea a doua a demersului constă într-o constatare ce e acolo nu i îngăduit unui om să spună. Ce înseamnă că nu i îngăduit? Că îi interzis? Că sunt secrete care nu trebuie divulgate? Nu așa ar trebui să înțelegem. ci altfel. Realitățile de acolo nu pot fi exprimate în cuvinte. Limbajul omenesc nu e capabil să descrie ce e acolo. În sensul ăsta nu i îngăduit. Adică n-ai cum să spui, nu se poate, cuvintele n-ajută. Deci aceste două tendințe. Că de-aia și zice Biblia, la mintea omului nu s a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Acum ilustrația. Odată un nevăzător servea micul de Și în timp ce bea dintr-un pahar cu lapte, l-a întrebat pe cel care îl îngrija, nu te supăra, îmi spui și mie ce culoare are laptele? La care grăbit omul îi spune, laptele e alb. La care nevăzătorul spune, da, oare alb ce înseamnă? La care omul îi spune, alb e culoarea lebedei. Colo pe luciu apei, mai încolo de casă, niște lebede notau. Și omul a zis, albă e culoarea lebedei. La care orbul zice, da, lebădă cei? Păi lebăda este o pasăre mare, cu gâtul lung și îndoit. La care nevăzătorul, da, îndoit, ce înseamnă? La care omul, cu răbdare și un pic fără, se apropie așa de el și își îndoaie așa, bărbătește cotul, ia mâna nevăzătorului, pune aici și zice, ia pipăi. Și omul pipăie și după aia au luat în sus, poi s-a dus orizontal. Ce vezi cum se schimbă direcția, simți? Și în timp ce pipă ea, ca să înțeleagă ce înseamnă îndoit, orbo exclamă, Oa! Acum știu eu ce culoare are laptele. Ați înțeles? Cam așa sunt concluziile din viața de pe pământ cu privire la cei ca orbului care pe pipăite și-o da seama ce culoare are laptele. Surprize spectaculoase. Pe de altă parte, iadul este descris în niște realități terifiante. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Trimite pe Lazar să-mi răcorească limba pe când era el în locuința morților în chinu. Va zice cineva, domnule pastor, vă supărați, astea sunt Astea sunt niște mituri, sunt niște legende, sunt niște închipuiri puse acolo ca să sperie lumea. Dacă dumneavoastră vreți să credeți așa, puteți să credeți așa. Aș vrea să vă invit la un exercițiu de imaginație. Eu locuiesc în Sibiu. Imaginați-vă că s-a ridicat cineva și ar spune, îmi dați voie să observ ceva, spuneți-vă rog. Domnule, nu mai spune prostia asta. Ce prostie, domnule? Prostia că locuiești în Sibiu. Cum adică? Aceasta asta e prostie că am zis că locuiesc în Sibiu. Păi e mare de tot, te faci de rușine. Și care e prostie? Explică-mi. Sibiu nu există. Nu mai zic că te faci de minune. Uite, noi toți de aici știm că Sibiu nu există și ne spui nouă că locuiești în Sibiu. Dai seama ce prostie spui. Uite așa. Și apoi imaginați-vă că dumneavoastră v-ați uni și cu toții a zice, așa e. Imaginați-vă că și din vecini, imaginați-vă că toată Viena ar vota, nu există Sibiu. Și apoi, influențat de această opinie generală, a zice și eu cu toții, nu există Sibiu. Ce ziceți? Am desfințat cu părerea asta Sibiu? Sau el continuă să trăiască, să existe, ca și cum noi n-am zice nimic? Afectăm noi existența orașului Sibiu cu părerile noastre de aici despre el? Ce ziceți? Nici de cum. Păi, un bun nu te atingi nici de o, de o, pată de pământ de pe fața planetei, cu credința sau necredința ta. Dar ta crezi că depinde existența lui Dumnezeu, a Raiului și a Iadului, de ce crezi tu despre ele? Dar ta crezi că existența lui Dumnezeu atârnă de crezul tău? ta crezi că noi înființăm iadul sau raiul? Că noi în vorbele noastre spăriam pe oameni? Dacă vrei să crezi asta, treaba ta, te ridicol. Atâta de ridicol cum ai fi dacă spui că nu este Sibiu. O să mai vezi tu când te duci dincolo. Ca și acesta de aici, s-o trezit prea târziu. Pe o chestiune de decență și de logică să accepti revelația. Nu să o numești mit. Ei, Bogat și săraci, moară și bogatul, moare și săracul, după moarte sufletul continuă să existe și se duce în lumea de dincolo unde este rai și iad. Observați claritatea cu care Iisus ne arată ce se întâmplă? Stați că nu-i gata. Fereastra următoare. În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Asta este următoarea fereastră și a zice cea dramatică. Prin felul în care decurge narațiunea, Isus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai, cel credincios, în iad, cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos. Asta e fereastra următoare. Ea este descrisă uh, uimitor de plastic. Pe când era în locuința morților, bogatul, în chinuri, și-a ridicat ochii și-a văzut pe Lazar de departe, pe Avram și pe Lazar în sânul lui și-a strigat. Vă rog să observați că cere milă. Fieți milă de mine! Vă rog să observați ce cere, puteți spune Luca 16, versetul 24. Uitați, vă rog, ce cere. Trimite pe Lazar, ce cere? Ia-mă, Doamne, și du și pe mine rai. Asta a cerut. Ia-mă și pune-mă mai sus decât îi lasă. Că și în lumea a fost deasupra lui. Nu cere să fie mântuit. A știut din instincte. Nu știu de unde a știut. Dar a știut că e prea mult să ceară mântuire. Și ce a cerut? O insignifiantă ameliorare. Să moaie Lazar vârful degetului, în apă. Și cu degetul așa, câtă apă o fi pe un deget, să mă picure pe buze. Gruzav să chinuit. Deci a fost decent în ce a cerut. Vă rog să observați răspunsul. Nu se poate. Nu se poate. Aduți aminte când în viața ta ți-ai luat lucrurile rele, lucrurile bune și lazări pe cele rele acum aici le este îngheate, iar tu ești chinuit. Pe lângă acestea, între noi și între voi, adică, aduți aminte că primești plată pentru ce ai făcut. Ce altă plată vrei? Cât ai fost în viață, ai bajocorit calea lui Dumnezeu și ai numit-o caleria. Ai râs de credință, ai bajocorit Scriptura, ai râs de cei credincioși. Ai zis că spovești. Toată viața ți-ai ales lucrurile bune. Te-ai numit deșteptul pământului. Și acum? mâncă binele. E o ironie. Nu numai o ironie, e un efect a unui mod de a gândi și a unui fel de a trăi. Și apoi mai spune, pe lângă judecata dreaptă a lui Dumnezeu, care nu comportă schimbare, mai e ceva, Domnule. E o prăpastie mare. Și dacă am vrea, și dacă cineva ar vrea, e o prăpastie mare între noi și voi, așa că cel ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poate. Deci nu se poate. În lume de dincolo nu se mai schimbă nimic. Absolut nimic. Constatarea aceasta îți taie orice speranță. Și pe de altă parte, maximalizează sentimentul răspunderii. Stai un pic, n-am murit încă. Încă n-am ajuns acolo. Aici a fost cheia Mântuitorului. Deci, în rezumat, bogat și săraci, moare și bogatul, moare și săracul, după moarte sufletul continuă să fie viu, în lumea de dincolo este rai și este iad, și după moarte, sufletul se duce într-unul dintre aceste două locuri și unde ajunge, rămâne în viac. Nu se schimbă nimic. Un predicator medieval cu numele Heric Su a zugrăvit uh, infinitatea, veșnișia chinurilor iadului și imposibilitatea de a se face o schimbare cu o imagine superbă. Henry Su a trăit pe la anul 1200. A ținut o predică intitulată despre infern și cum se făcea pe vremea aceea se descria în culori foarte vii. Acum eu nu-mi permit să vă spun ce a zis Henry Suo în cele socotite descrieri vii, feroce, pe alocuri cum era pe acolo, dar vă recomand să căutați cartea lui Jean Minoa, intitulată Istoria Infernurilor, și acolo să o citeți singuri, că e consemnată. Un crâmpei din ea, din, din predica aceasta lui Henry La un moment dat, el își imaginează că o sândiților din infern li s-ar da voie să aibă o cerere. Nu uite, vii să face hatărul să cere și voi ceva. Cere ceva. Și Sua zice că o sândiții s-ar fi sfătuit. Și s-au hotărât ca cererea lor să fie următoarea. Stăpâne, Doamne, un munte de granit înalt până la lună și o vrăbiuță firavă. Asta vrem. Și mai vrem să îngădui vrăbiuței să lovească în muntele de granit cu ciocul ei și după ce lovește în munte o de mii de ani la rând, să rupă din munte o bucată de piatră cât un bob de grâu. Asta vrem. Și ce mai vreți? Mai vrem să lași vrăbiuței să mai lovească încă o de mii de ani în munte ca să mai rupă o bucată de piatră cât un bob de grâu. Și a mai vrea să îngădui viață vrăbiuței și să lovească în munte sute de mii de ani după sute de mii de ani. Cât o sută de mii de ani să lovească pentru un bob, cât, cu bucată cât un bob de greu. Și am vrea să fie lăsată să lovească în munte până îl face bucățele, bucățele, tot muntele ăsta mare până la lună. Să-l facă bucățele cât bobele de greu. Asta am vrea. Și apoi ce mai vreți? Și o zis așa, iată cererea. Când vrabia va sfârși de fărămițat muntele, am vrea să ne se sfârșească nouă pediapsa. Iisus o răspunde așa. Cererea se respinge. I- am înțeles. Pediapsa este veșnică. Așa a explicat. În alte cuvinte nu se poate schimba nimic. Și acum ultima fereastră, cea frumoasă și aducătoare de trezire și de speranță. Bogatul a zis, rogu te dar, Părinte Avrame, am înțeles, pentru mine nu se mai poate face nimic, destinul mi-e cetruit, e clar, dar auzi, ceva pentru cei de acasă. Am o rugăminte. Am cinci frați. Dacă la mine nu poate vin, veni Lazar să se ducă măcar la ei, trimite pe Lazar în casa tatălui meu. Am cinci frați, trimite-le să le vorbească ce se întâmplă, să le adeverească lucrurile din lumea asta. spunele le ce am pățit, spune unde sunt, să afle frații mei cum mă co, cum sunt pedepsit, să afle că dacă ajung aici, aici în viagă rămâne. Spunele le ce li se întâmplă cu omul nepocăit care moare cu păcate în moare fără Hristos. Spune-le să le adeverească aceste lucruri. Că poate, poate, să bucăi. Și nu vin. Nu o să vină în acest loc de chin. Răspunsul este nu. Au pe Moise și pe proroci, cu alte cuvinte, au revelația lui Dumnezeu arătată în Scriptură. Să asculte de ei. Ce a avut Dumnezeu un plan să spună oamenilor despre mântuire și despre eternitate? Îi în Biblie. Au Biblia, ce trebuie să li se spună? Li s-a zis. Nu o zis ateic. Acum, nu mai era ateu, nu mai viața de pe pământul. Ateismul se sfârșește cu moartea. Și unii mai zic că se sfârșește și după 12 grade pe scara Richter. Cam pe acolo, toți zic, Doamne, Doamne. Și mai încoace chiar, de la opt. Da. Ateismul ține până mori. După moarte, toți sunt credincioși. Uitați-l cum zice, părinții Avram. Deci, că tatăl zi a fost la biserică. Nu zici zis domnule Avram. Da, scurtați-mi, scuzați-mi această paranteză oarecum ne din text. Da. Să revenim la text. Auziți ce a spus bogatul. Nu părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Na, evangelizare făcută de un nemântuit, de un osândit din iad, care ne zice de acolo, băgați de seamă să vă pocăiți, că dacă nu, ajungeți unde zi eu. În fapt, adevărul transmis de Isus este următorul. Locul în care se decide soarta Sufletului tău este viața de pe pământ. Și trăirea care pecetulește destinul tău este păcăința. Asta e învățătura. Bogat sau sărac, într-o zi o să mori. După ce mori, sufletul tău continuă să fie viu. Se duce în cealaltă lume, unde este rai și iad. Unde ajunge, rămâne în viac. Nu pot să refuzi întrebarea, bun, bun, dar unde se iau deciziile? Și cum? Iisus răspunde că locul în care îți petreci veșnicia este viața de pe pământ. Pocăința de păcate hotărăște unde se duce sufletul tău după ce mori. Avram, final, îi răspunde, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, oameni buni, nu trebuie să avem curiozitatea de a căuta dovezi suplimentare față de cele revelate în Sfânta Scriptură. În mila lui Dumnezeu va binevoi să ne cerceteze uneori cu semne și cu minuni, menite să ne trezească cugetul și să ne ridice fruntea de la cele pământești spre cele spirituale, realizând că într-adevăr este puterea lui Dumnezeu. Dar semnele și minunile n-au putere de a mântui pe nimeni și nici de a schimba pe cineva. Puterea o are Dumnezeu prin revelația cuvântului revelat în Scriptură. Cine crede ce este scris în Scriptură, cine crede cuvântul lui Dumnezeu revelat în Scriptură, a căpătat din partea lui Dumnezeu mântuire, pocăință, credință. Asta a fost ceea ce se numește parabola despre Lazar și Bogat. Unii n-au putut rezista la tentația de a o interpreta alegoric. Și nu m-am răbdat să nu întreb și care e alegoria? Care? Ce reprezintă dacă nu ce-i scris? Era un bogat și era un sărac, dar ce, pe la noi nu -s? Moare și unul, moare și altul. Și care este alegoria? Că asta e existența. Ce reprezintă? Ce ne zice contextul? nu nimic aici. E doar o vorbă spusă de Isus prin care ne revelează ce e dincolo. Și v -aș propune așa să o interpretăm, ferestre spre lumea cealaltă. Pe pământ oameni bogați și oameni săraci, cu vremea moare și unul și celălalt, după moarte sufletul continuă să existe în stare conștientă, în lumea de dincolo este rai și iad, după moarte te duci fie în rai, fie în iad, și unde ajungi în viagrămâi, și dacă te interesează sufletul tău, să nu uiți că pocăința de păcate și credința în Dumnezeu îți hotărăște destinul veșnic. Și tot să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, dacă dorești să moștenești viața veșnică. Trăirea cu lipsă de responsabilitate, cu neglijență, neglijența, ignoranța, lipsa de responsabilitate, nu sunt scuze. Te duci în iad. Te duci în iad. Dumnezeu, în dragostea Lui, ne vorbește să ne întoarcem la pocăință. Ne pune în fața acestea adevăruri. Și atunci, la întrebarea, de ce să fiu creștin? De ce ar trebui să fiu creștin? Păi nu te interesează soarta veșnică a sufletului tău? Nu te interesează veșnicia? Nu te interesează ce se va întâmpla cu tine după ce mori? Chiar atât de naiv ești să limitezi totul la mânca și la abia, bea? Când a pus Dumnezeu în tine gândul veșniciei? Face sens să fii creștin. Cea mai importantă realizare pe care o poate face un om pe fața pământului în timpul vieții terestre este să câștige viața veșnică. Borba lui Isus. Și ce folos să câștige un suflet toată lumea? un om să câștige toată lumea, toate avuțiile lumii, dacă la sfârșit își pierde sufletul. Credința în Iisus Hristos ne asigură mântuirea sufletului. Ce vă chem să ne întoarcem la Domnul. În rugăciunea care ne stă înainte, vă îndemn fiecare, în mod personal, să spunem Domnului Iisus că ne întoarcem la El. Să rugăm să aibă milă de noi. Dacă n-ai avut încă o zi în care să spui cu gura ta în rugăciune, Doamne Iisuse, mântuiește și mie sufletul, te primesc în sufletul meu, vreau să te urmez, vreau să mă pocăiesc. Seara aceasta este cea potrivită. Spune rugăciunea ta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Ne ridicăm și ne rugăm.